Muchos telenovelas. Sí, ya, mira. Hai cu neața și cu toate alea. Ăsta e drumul pe care trebuie să-l parcurgem acum până la plajă. Nu sunt mulți kilometri, sunt 2,5, dar cred că tot pe coclauri. Hai cu neața și cu toate alea. Neața. Ești gata de... sigur că tot pe coclauri. Ești gata de plajă? Da, eu sunt gata, soarele să fie gata, că până acum a ars. A fost forță soarele. Vă că a intrat în nori. Și într-o cameră asta. Și ne se joacă cu noi. Acum, știi cum e? Să plece repede. Că ăsta, știi, când vine cu Poseidon cu tot. Da. Și știi la plaja din Buzios ce era acolo. Apropo, clipul l-a editat, e sus, de la plaja de nudiști din Buzios, e editat, nu? Și pus pe OnlyFans. A, da, e de mult. Așa că, dacă vrei să vedeți o parte din vlogul necenzurat de acolo, de la plajă, intrați pe contul Alinei de OnlyFans și vă puteți uita. Pe YouTube am filmat, dar mă rog, acolo pe plajă nu prea am putut, că era lume și na, nici nu ai voie să pui clipuri așa mai nude pe YouTube. Așa că am băgat acolo, pe Only, ca să fie treaba bună, să vă puteți uita. Gata, e închis. Aici avem o scule, avem o combinație. Vedeți ce ține asta, că dacă te împiedici de el, da, e așa, mă rog. Dacă te împiedici de el, ai rupt. Hai să mergem. E așa, cât să le arăți hoților că nu ești acasă. Și nu, și să zici, bă, uite, de bun simț ar fi să nu te chinui, că e totuși curtea cuiva. La mare, sau mai bine la ocean. Oh, baby, oh, lângă mine să te am. Oh. Oh, era o piesă mai veche, mi-am adus aminte. Ma. Oh, aleo. Ma. Ma, scoarce, cu la mare, ceva de genul, nu mai știu cum era. Atâtea mi-aduc aminte. La mare! Eu știu pe aia, la mare, la soare. Fetele sunt goale. Fetele goale, adică fetele se gale. Spaniolești. Ah, dar ce intrare avem aici. E bine că avem parcare, dar intrarea e super. Superbă. Ușurări să nu ne ducăm pe farina. E pe sălbatichie. Să vedeți câta mai plajă avem aici. Tanti care vin de toate, de băut. Și avem aici plajă cât vezi cu ochii. Și în dreapta și în stânga. Cele mai frumoase plaje din punct de vedere al peisajului sunt în direcția asta. Și noi o să mergem încolo, să ne plimbăm, să vedem care e peisajul și ne hotărâm. Se leagă una cu alta? Da. Și ne hotărâm unde stăm. Și în partea asta la fel ajungi până la feribot, feribotul care te duce către Porto Seguro. Și după aia ne hotărâm, stăm zi, după aia 2-3 ore undeva unde avem ceva, un scaun sau, mă rog, o umbră, că avem pe o să fără după noi. Da. Dar până una alta, haideți să explorăm puțin. Vine apa destul de sus. Deci să mergem pe aici, că ne udăm la Adidas sau ne descălțăm de acum. Partea neplăcută aici este că am toată plaja asta. Este cumpărată și accesul către plajă se face doar în 2-3 locuri, în rest nu ai de unde, pentru că sunt proprietăți private peste tot. Asta e puțin aiurea, pentru că trebuie să mergi foarte, foarte mult ca să ajungi la o ieșire. E că noi acum, cum mergem încolo, va trebui să ne întoarcem înapoi. Nu putem undeva să o luăm pe sus sau mic înapoi, pe la aceeași intrare. Pe aici e închis. Și în față, ia uite un crab. Bă, a intrat în gaură. Pușcăria de crab. Aici, în față, avem și slonguri. Ceva foarte rar întâlnit în toată America de Sud. În general avem numai scaune. Aici cu umbrele, cu chestii, cu... Aici sunt și mai mulți oameni. Mai multe baruri din astea, ceea ce e bine, că ne putem mufa undeva. Și avem și aici paturi, dacă vrem, și slonguri din astea. Dar se poate sta și la prosop. Mai în față sunt oameni care stau la prosop.
A, la o măsuță. Văd patul pe plajă. Da, da. Cezaro preferă măsuță. Alina preferă cheslong sau prosop? Nu, prosop. Da? Da. La mie îmi trebuie umbră neapărat, că eu nu pot să stau. Eu crăp dacă stau în soare. Și apa e frumoasă aici, cu când ne ducem încolo, apa este mai se deschide mai mult. Foarte, foarte mișto. Uitați-vă și pe mine. Cât de sălbatic e locul ăsta. Și mai în față sunt munții aia roșii, așa. Stâncile alea care așa în contrast cu apa arată foarte, foarte bine. Seamănă cu Red Beach. Cu ce vedem pe Red Beach în Grecia, da. Da. Foarte tare. Mamă, și dacă acum e lume, dă seama pe peste vreo 2 ore, așa, că se umple aici, se umple. Uite și aici, tot așa, umbră, tot ce trebuie, și soare. E de bine. Opa, vine apa. Vine apa. Domnul ce vin de acolo? Arepe. Ăștia aici sunt talentați pe arepe. Da. Uite și aici. Ia uite cum a scos-o de la gheață. Nu cade a coco, si-o dă lui doamna. Cursuri de surf, nu vrei? Nu mai vreau. Uite, îl dăm pe băiatul ăsta. Ți-l băgăm aici, să te înveți să... Îl dai ca antrenor? Da. Asta faci la... De mâine încolo ai timp să faci surf. Mi s-a pus așa... ca o barieră, dar parcă n-aș mai vrea să mai încerc să învăț surf. Că nici nu sunt fechiartă eu pe surf. Da. Și mai ales de când am pățit ce am pățit. Da, ți-a fost rău, nu? De la pe aia. Stau pe placă, dar pe nisip. Alina va fi prima. Mă urc pe ea, da. Prima care o să facă surf pe nisip. Și cine știe, poate să facă și un concurs pe treaba asta. O ajunge popular, surful pe nisip. A, dar stați că surful nisip există. De ce? Da, există pe undeva în Dubai, parcă, nu mai știu pe unde. Parcă și pe undeva prin Peru, dacă nu greșesc. Există un deșert acolo unde ștouul e să te pui pe placă și să te dai pe nisip. Așa că, Alina, acolo e de tine. Trebuie să ajungem în Dubai, boss. Nu, dar vezi că, hai că apa mai e cum mai e. Dar nisipul dacă îl înghiți e groasă. Oh. Hai că ne apropiem așa. A, uite, ăsta e apa dulce. O luăm frumos pe în dreapta și să vedem cum vine, care știu unde se poate sta. Foarte mișto și te limba asta de nisip așa între apă dulce și ocean. Bine-s. Hai că am ajuns în locul ăsta pe care îl văzusem pe Google Maps. Foarte, foarte frumos. Imaginea e nota 10. Nu se vede așa încolo. Ce vedeți? Cu cât te duci mai încolo, se deschide apa mai mult de acolo. Avea o legătură oare și râul ăsta de apă dulce? Da, nu e, că are volumul prea mic ca să impacteze da. Culoarea apei. Ăsta vine de undeva. Văd că e ca un lac așa, dar sigur vine apa de undeva. E că încolo, păi așa, pe spate. Foarte mișto. Și e pentru copii e foarte bine, pentru că pot să vin aici, să se scalde în apa asta mică, fără să existe un pericol că ar veni un val peste ei să iasă. Nu știu. Acum. Zi unde rămânem. Păi e undeva unde e umbră. Pentru mine și soare pentru tine. Da, încolo. Bine, putem să mergem încolo, dar e... Da, e cald. Mergem cu dronă încolo. Da. Păi hai să găsim un loc în care să stai și tu liniște și să-ți iei ceva de băut, să stai la umbră. Aha, aha. Și eu trebuie să-mi iau apă. Ok. Hai. Ne-am găsit locul. Cezarau la umbră acolo, Alina la soare. Că vrea să le ia pe tot, Alina. Bă, nu neapărat pe tot, dar un pic acolo să iau și eu, că merit și eu. Vezi ce albă sunt? Da, chiar ești aici. Dar și ce e marfa cu tine așa? Că indiferent câtă lume ar fi, n-am cum să te pierd. Că mă uit și unde văd mai alb, e Alina acolo. Hai, sunt singura, am mai văzut fete pe aici. Da, dar oricum, sunt puține, adică te găsesc repede.
trece, trece pro mar. Sei que Deus te ajudará. Și tăul tău, Alina, din sezonul ăsta e că atât Zeus cât și Poseidon sunt supărați pe tine. Că nu te-ai dus la ei în grece. Da, vin și eu, de cât o stric după Grecia, da. Au zis, stai așa că-ți dăm noi, n-ai venit la noi, stai că-ți dăm noi acum. Nu, aici, na, acum și e vremea trecătoare, dar uite, fiindcă încolo e senin, e posibil ca să fie o chestie de 10-15 minute, o jumătate de oră, 2-3, 8. Nu, zic că trece și mai prins, mă uitam la vreme. Mai da așa un ori, iar vine soarele. Și când vine soarele, trebuie să le iei pe tot. Ce? Păi nu, la soarele ăsta mă gândeam. Nu. Hai că ți-am zis că se aglomerează pe aici și începe lumea să vină. Chiar așa, și la umbră. Vine și... Ăștia s-au obișnuit să stea la umbră, boss. Uite, ne iau toate, la umbră. Ne iau toate lucrurile de aici, mai bine că ne-am umfat bine. 25 parcă de lei o caipirine aici și o apă 6 lei. E bine. Da, avea bobo de camaron, un fel de ceviche de camaron pentru două persoane, 230 de lei. Păi, da. Păi ești pe plajă, ești, na. Ești, da. Să-mi spui cazarea din seara asta. Da, ia vezi, cum ți se pare. Măcar are alcool? Are, da. E făcută cu băutură de aia locală, ca jasca, ca... Ma, ți-am dat daună. Hai la apă. Apă cu ploaie. Picuri așa, puțin. Și vezi că apa e super bună. Bine, aici. Să vedem cum e la ocean aici. Aici clar că se încălzește de la soare. Dar... Poseidon, mai lasă-ne și pe noi să respirăm. E caldă și aici. Nu ți se pare caldă? Ba da. Dar sper să nu ne lovim în crengile astea, că au foarte multe crengi. A început să plouă mai rău. Rău, da. Dar s-a început din aia... supărată de aia. Uite, bă, uite cum face cu noi. Uite și tu. Bă, ce om e Poseidon ăsta al brazilienilor. Ah! Hai! A, dar ce bine că nu e rece! Mă bucur enorm treaba asta! Oh! Dar când ajungem mai la Corazon, devine rece! Hai, bobo de camaron, hai! Bagă-te! Hai, Alina! Hai, mă! Păi intră, treci de bucata aia! Bobo de camaron! A țipat Alina de două ori și a fugit. Ce că îi umblă ceva pe la picioare. Ce poate să fie? Ori crab din ăștia, ori ceva peștișor. Sau un rechin. Ce s-a luat un rechin? Hai mă! Hai mă! Ce, e nisip sau peștișor? Ce ai? A, băi să vin cu tine? Stai așa. Îți trebuie Uber ție, să vină taxiul ăsta. Hai că am venit după tine. Hai. Uite, aici, ținte de mine și treci de Valoro. Dar sunt pieți înăuntru. Nu sunt, mă, ți se pare. Stai. Păi nu merge, asta greșești tu, că trebuie încet. Hai, hai după asta, repede. Hai, 2-3 pași, repede. Așa, ca să scap de valoros. Hai, că nu-ți face nimic. Cine? Ce? Ce? Mă, poți să iei, dă-ne-l omor. Ție nu-ți bagă nimeni nimic în gură, înțeles? Gata, că nu mai poți să merg. Păi uite, până aici, că se face apa mică, mai mare. E adâncă. Da, gata, e. E nisipul așa în valuri, da. Și nu știu unde găsești groapă. Ai scăpat de valuri astea? Dar sunt chestii înăuntru în apă, în afară de crengile alea. Mai sunt chestii. Păi știi, și crabi. Hai, mă, și nu. Nu-ți face nimic. Ei tac pe lângă tine. Trec pe lângă tine, te pigule puțin și gata. Păi nu vreau să mă pigulei. E ca la canacvariile alea cu spa cu fiși. Spa cu fiși? Eu dacă nu văd, să văd pe unde e, să văd pe unde e frică.
Păi tu numai la Maldive poți să mergi ca să vezi pe unde calce. A zis-o frumos, Alina. Eu trebuie să văd pe unde calc. Gata, Maldive. La Filipine nu-ți mai place? Aia zic. Aia, Filipine. Da, și cât costă un zbor de aici în Filipine? Da, vezi că ne ducem aparat. Nu, uite, ți se pare. Uite-mă. Uite-te la cum sunt eu. Păi simt că mă duc din ce mai mult. Păi sunt eu. Mai pe mine ca geamandu. Păi și tu te duci acolo, doar că nu dai seama. Păi la mine încă e apa ok. Te ajutim. În Filipine, Alina. Ai 2000 ceva de dolari un bilet pentru amândoi. De aici? La buget, da. Păi dacă trebuie să oprești neapărat în Europa. N-ai cum altfel. Și practic te duci în Europa și în Europa zbori în Filipine. Da. Din Atena. Cel mai ieftin din Atena. Atena Manila. Las că e frumos în Brazilia. Frumos? Cine ai zis că nu e frumos? Frumasau în Brazilia. Mai mănâncă ciocâții? Acum nu. Acum dar am mâncat acolo rău de tot. Acum te duci tu încolo. Nu. Trebuie să te ia pe tine Poseidon. Nu. Uite, mă, cum face, mă. Face Alina, bă, la apă, bă. Gata, Alina, ieși afară. Ieși afară. Vezi că vine, te ia, fugi. Băgăm aici de la domnul două empanada. Empanadas argentinienos. Ai, muchas gracias. Gracias a ustedes, les va a gustar. ¿De empanadas, son? Rumania. ¿De Rumania? Rumania. ¿Y por qué hablas tan bien español? Son telenovelas. Muchas telenovelas. Ella, mira. Todo el mundo se ríe cuando escuché que... Pero está bárbaro. No, ¿sí? Se me hubiera ocurrido a mí. Está muy bien. Aparte la diferencia del rumano al español. Mucha. Sí. Rumania es muy close to italiano, spanish, portugués. Está perfecto. Yeah. Bye, bye. ¿Gustó? Muchas gracias. Muy bien. Chao. Ia bravo, că e de treabă, mă. Și spaniol e telenovela. Stai așa că eu am lăsat una, n-aia. Am lăsat plaja, nu mai facem, că era pintrate soarele nori de tot. Și acum când am plecat, aici soare. Dar mai ne plimbăm încolo, să vedem ce priveliști mai avem. Și în felul ăsta, acum că are și soare, o mai ia și Alina. Că domnul ăsta aici pescuiește. Și mamă, cât e bățul. E când pescuiești la ocean. Baftă, multă baftă, 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 baftă. Multă baftă. Ce șmarău? Păi nu se pune, mă, la ei, că nu e aceeași limbă. Da. Nu știu cum să răspund. Baftau. Gata. Așa trebuie să zic. Multă baftau. Multă baftau. La pești cât mai mari. Cizme, blugi. Și ce mai găsești pe fundul oceanului. Să scoatem telefon. Să văd întâi ce plaje aici, unde am ajuns, că sunt toate plajele comunică între ele.
dar nu am reținut toate numele. Ah, Lago Azul. Aici este. Aici, Lago Azul. Mi-am adus aminte după nume. Deci trebuie să o căutăm pe aici, până spate. Și numele, Lago Azul. Ba nu. Lago Azul e pentru că e apa asta frumoasă, cred. Nu? Mai degrabă. Păi da, uite, fix aici s-a schimbat culoarea, pe aici e mai albastră. Dar mi-aduc aminte după numele ăsta că era și cascada aia pe lângă, pe undeva. Da, nu este aici la Lago Azul. Aici au tot așa un bar, au niște hamace și slonguri. Și plaja asta frumoasă de aici, apa asta frumoasă, dar cascada este undeva încolo. Încă vreo 3 km de mers pe plajă și nu e departe, că după aia trebuie să ne întoarcem înapoi. Încă vreo... cât am mers noi până acum, vreo 2, cu 3, vreo 5. Și e prea mult pentru ziua de azi. E să găsim și un laundry, pentru că noi mâine plecăm. Altă drumeție. De vreo 6 ore. Da, cam așa. Și bine, 6 ore dacă spune Google Maps-ul, se transformă în 8. Cam așa e treaba pe aici. Hai, o luăm așa, ușor, înapoi către oraș, către mașină. Căutăm laundry-ul ăla, când ajungem și noi la semnal. Prin da. Ar fi bine să fie prin centru. Cât să lăsăm acolo, orașul e frumos. Mergem la supermarket, o să vedem ce facem în seara asta. Da, corect. Să mâncăm ceva în seara asta și pentru mâine dimineață nu cred că se iau niște fructe mai degrabă. Da, mai bine da. Nu mai iau să gătesc pentru că plecăm foarte devreme și n-avem timp. Da, trebuie să văd exact cât facem până acolo să... și să-mi aleg ora de plecare. Nici să plecăm la 6 dimineața, dar s-a mai întâmplat. Și uite, din Vitoria am plecat la 6, nu, la 7. Dar am condus 13 ore. Mâine nu mai avea atât. Uitase, Malina, că azi e sărbătoare în toată lumea. Unul mai muncitoresc. Tu cum sărbătorești? Păi, deja primă unde mă plage. Voi acasă, bine, voi când o să vedeți clipul acesta, întâi mai muncitoresc, a trecut de ceva vreme. Dar mi-am adus aminte acum că e tea mai sărbătoare. Ai văzut că sunt români care plecă la mare de 1 mai. Da, știu. E... asta e sărbătoarea numărul 1, da, e de mare de 1 mai. E de mult asta cu marea, că mi-aduc aminte... știu. Mi-aduc aminte când îmi spuneau prietenii, mergem la mare de 1 mai și eu întotdeauna eram chestie, bă, nu merg, nu, mi se pare ciudat să merg de 1 mai la mare. E frig la noi de 1 mai. A? E frig la noi de 1 mai. Da, 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 e frig. Aha. Este... de când am venit noi și până acum a mai apărut lumea pe aici. E un fel de tradiție, să zic așa. Aha. Și mă rog, vestitele grătare pe la păduri și pe la toate alea. Bine, astăzi mișto, că să te strângi acasă, la un grătar cu prietenii. Și mai ales că a fost apicat și weekend prelungit. Ba nu, azi la noi e luni. Ba nu. Acum azi e luni. E întâi, a, și în România acum e tot, da, nu? Tot luni. Dar bine, e weekend prelungit. E mai târziu cu 6 ore. Aha. Cred că au avut liber, că de obicei când pică așa lunea, ai vineri, sâmbătă, duminică și luni liber. Dar cred că s-a întâmplat asta și aici, că prea multe lume e peste tot. Și acum aceeași chestie. Cu cât se lasă soarele, nu știu, parcă apar și mai mulți. Noi când am venit era forță soare, dar a fost așa, oricum, în reprize. Uite, de aici am luat mai devreme caipirinha. De aici, de la băiatul ăsta unde cântă. Mare talent! Merg ăștia, Alino, pe aici și nu mergem noi. Când eram mici, alegam pe pietrele astea de drăcilele. Mai jucam și fotbal. Mi-aduc aminte odată când am tras la... când am tras la poartă și am făcut... ca piatra, boss, dar să nu nimerim vreun ciob. Am făcut așa, când am tras în minge, am ridicat piciorul și am făcut așa. Bang! Mama a zburat și mama unghie și tot. Dar m-am dus acasă, m-am bandajat și am ieșit înapoi. Așa se făcea. Cabina de probă în parcare. Am văzut în spate niște maimuțiși de la mici, cum am văzut la Patrick. Mă duc după ele. Am crezut că-s veverițe prima dată și zic aia, veverițe. Dar sunt super mișto. Uite, sunt băieții acolo cu ele. Hai să încerc să văd dacă... să nu fugă.
Mamă, știți cât de drăguțe sunt memuțicile astea? Sunt foarte, foarte tari. Și mici și foarte rapide. Ia uitați. Uitați cât de mici sunt. Și au o freză. Asta are pui. Cât de mișto sunt. Le puteți vedea și în Grecia, la Patrick, la Amazonas. Căutați dacă vă duceți. Amazonas Park și le puteți vedea acolo. Eu am zis lui, abia aștept să ajung în Brazilia să le văd. Și uitați că am avut norocul să le văd. Sunt și puține și nu prea vin ele așa, una cu două. Dar acum au venit la mâncare. Nu te speria. S-a speriat de mine. Asta continuă să mănânci. Ce fețe au, nu? Și că-s bătrâne, așa? E bine că nu sunt între ele, nu se bat. Alea mai mari, știu că fac urât, se bat între ele. Bravo. Ia și papă, ia. Hai. Ia. Bravo. Ce față ai. Ia, ia. Hai mă, că te-a luat. Mai ales când stai la umbră, e bine. Mai ales că stau la o brumă, mai păcălești un pic, nu? Da, te vezi bine. Am găsit la unde eu și este undeva la 2 km ceva. A, e fix în centru. Uite, da. Centru aici. E fix lângă, aproape de magazin. Bine, orice e în centru e aproape de magazin, centru aici e foarte mic. Hai să vedem ce găsim acolo, dacă funcționează, dacă respectă programul și dacă e liber. E ocupat? Nu e ocupat? Pare că mașinile... A, uite una liberă. Gata, e bine. Avem noroc. Ok, avem 6. La var, 5. Hai! Hai să băgăm. E la fel, același sistem. Are 5. Deci nu. Nu. 5. Văd că e mașina. A, și ăsta? 1? Da, ia-l pe 1 atunci. Da, ăștia nici azi nu lucrează. Voi informați ceva. Alecto, secunda, sabao, bla bla bla, domingo, nu știu ce. 7:30. 22. Ia. Nu mă prind. Deci magazinul ăsta e dubios. Și gândiți-vă că ăsta este singurul supermarket pe bune de aici din centru. Adică supermarket ăsta mare, nu bombe din alea. Și este închis. Cred că e vorba și de program. O fi, uite că e 4. O deschidem. O deschide mai încolo. Zice că doar duminica este, are program scurt. Să ne uităm după ce termina uscătorul, poate. Să ne mai dăm o fugă. Până atunci ne primăm pe aici. Că altul nu e. Nu, că de-a vinti și ieri l-am găsit la asta, ora asta de închis, nu cred că... E o fi cu cum am zis eu. Am făcut râsuri, dar cred că ziua muncii, nema. Dar e total aiurea ca să fii singurul supermarket și să închizi. Altfel, ăsta e un alt magazin, bine, mai mult e pe apărăzăreală, așa, cu fructe, cu chestii, dar la fel, închis. Deci aici e o zonă foarte turistică, însă sunt închise magazinele. Așa ceva nu am mai întâlnit în zone turistice, indiferent de sărbători. Că e 1 mai, că e duminică, că aici spun brazilienii că zona asta nu că e turistică, e foarte, foarte turistică și adică găsești farmacii din astea. Uitați, Arraial Parma e ca o farmacie. În centru mai era o farmacie mare care și-a deschisă, bine? Nu doar farmacie, e un fel de, nu știu cum să-i zic, plafar cu farmacie, cu mai multe, all in one. Dar pe treburi de astea, pe creme, pe medicamente, pe... Aici se poate, deci nu mai e sărbătoare. Da, am găsit eu un alt supermarket pe Maps, dar și acolo scrie că e deschis, dar când ajungi, surpriză!
Nu m-am pus, cum să mă pun? Da, a terminat și mașina de spălat. Băgăm la uscător și după aia ne facem de drum pe undeva. Cred că o să fie vreo 40 de minute, ca de obicei. 5 de minute. Am văzut magazinul ăsta cu decorațiuni și chestii pentru casă și chiar sunt curios să văd ce oameni ăștia aici. Cu ce își decorează casele. Aici sunt astea, fețe de mese, pături, hamace. Uite, de asta avem și noi. La cazare, chestia asta de pus pâinea. Da. Uh-huh. Hello. Hello, hello. Da. Super, tradițional. Și ăla de acolo ce e? Tot hamac, nu? E un deagă din ăla de... Poți să-l pui și în interior. Uh-huh. Coșulețe. Da? Dar sunt frumoase, văd. Sunt chiar frumoase. Da. Uite și de ăsta mare. Uite păturici. Uh-huh. Uite de ăsta mare, spui nu. În grădina aia frumoasă. Aha. Și scaunele astea. Și fel de coșulețe, de amfore făcute din faun. Astea sunt pentru de ornament să pui... Flori uscate și să pui. Exact, uite cum sunt astea, de exemplu. Să le pui așa de ornament în casă, să fie foarte bine. Dar arată și bine. Și sunt la modă. Arată bine chestiile astea. În timp ce ne plimbam noi pe aici până termină uscătorul, uitați-vă și voi ce drăguță e casa asta. Cu galben și albastru și contura asta albă, așa. Foarte mișto. Așa era înainte poza lui marmotul ăla. Zi. Da, da, era cu fost ieri. Albastru, roșu, da, da, cu maroto. Da. De nu l-am găsit, poate-l găsim acum, că tot mergem prin centru. Poate-l găsim pe marmotul. Dar nici nu-l știi, că nu se arată. Zică și lui, eu sunt maroto, eu sunt cu lambada, nu? Nimic. E, merge pe ascunsele. Îmi place să te mai retras, un artist retras. Ține și-o, poate era ăla de cântat la chitară. Te mă duc la ei, bă, tu ești Marmoto, Naruto, sau cum zici. Naruto. Ziua de azi e mai interesantă, mai bine de filmat pe aici. Ieri bătea vântul. Nu, alaltă. Tu mă vezi? Nu, alaltă, nu? Am fost aici. Da, sau ieri, nici nu mai știu. Nici nu mai știi? Ieri. Iar acum se vede mult, mult mai bine. Unde e casa lui ăla? Aici, da. Dar el nu e pe aici. A doua zi, căutându-l pe Marmoto. De la Maroto, trecem mai departe în căutarea cofetăriei. Dacă o găsim și avem noroc. Da. Mi s-a recomandat o cofetărie aici, cu dulciuri bune. Păsta de asta. N-ai zice. Dar păsta de asta e ca o scurtătură. Hai. Sunt atât de mici străduțele astea încât ai impresia că intri la oameni în curte. Pare că e bine. Aici ușurel în dreapta. Ușor în dreapta și ușor acum în stânga. Ma. Da, da, da. Acum am aflat tanta de aia. Ieri n-am... Bine, n-am avut treabă pe aici. Dar să vedem. Bine, și ajungem acolo și poate nu e ce trebuie. Bă, ni se întâmplă. Bă, ce frumos e, șef. Bă, ce fac, bă? Ce nu mă pot de cai. Te uite altul aici. Ia uite pe ăsta. Bă! Bă, să nu-ți urc acolo, bă, băiatul, să ieși picioare cu tot. Bă, stai cu minte, ce frumos arată casa asta. Ia uite, petrecere acolo. Da. Ia uite, altă stradă. Ma, ce diferență e, în partea alta e mult mai... Acolo e centru, nu știu, magazin și aici sunt localnici. Până găsim noi cofetăria, a găsit Alina. Asta e cofetăria Alinei. Asta e, papuci, păinuțe. Dar papuși chiar îi trebuiau, că nu avea. Păi ce asta e expus afară de 100 și ceva de lei. Da. Nu știu de ce. 115, 110. Nu știu de ce, așa spun. Da, uite. Ăștia-i văzut să-i îmbuzi jos la același preț. Da. Vezi cum îți vin. Ce număr sunt? 34. Tu poți 35, nu? Da, la papuși, da, 35, dar... Nu știu de ce, așa, la 8 liber, mie mi se pare că ăștia sunt mari.
Și de asta am luat 34, să văd cum vin. 34 să fie mari? Nu știu, la ochiul liber îmi pare să fie așa. Ți-am zis că sunt mari. Auzi, mai mic. E cum pușii că joi aici. Deși pretenuțele... Papucii tăi să fie un pic mai mari. Pretenuțele mă țin. Da, o să se mai lasă de cauciuc. Bine, să nu fie foarte mari încât să calci și să-ți rup cu farina. Să te împiedici cu ei. Ok, că ăștia astea de la noi din piață, mă. Ăștia astea din piață? Da, pe bune. Acum nici nu știu care e faza cu ei, că... Nu știu, de ce ăștia sunt 100 de lei, 150, sau doar n-am. Bine, sunt foarte comozi ăștia, dacă stau să ne gândim, chiar sunt foarte comozi. Și nici nu cred că fac rând, dar ăștia... I-am văzut în Asia, la prețuri foarte bune. Păi, acolo e altceva. Da. Hai, să plătesc. Îți a pregătit sacoșucă. Nu știu ce-ți papuceau alinei, 33 de lei, altceva. Iată, papuceau de plajă. Iată, am papuceau de plajă acum. Ideea e că vreau să mai și scap de Adidas, ca să am, adică, să pot să-i spun că arată de zici că am fost în mină cu ei, ia uitați, dragi. În mina de gerezi, vezi că o să ajungem și acolo. Da? Da. S-au jucat? Da. Ne-am spălat și hainele în public. Bine, nu pare mai avem public aici. Hai. Gata, operațiunea finalizată. Arată bufelor în public să te-ai. Da. Hai să regresăm la mașină și să mergem să căutăm cafetărie. Faimoasa cafetărie. Dacă o găsim. Dacă și dacă fi deschis, pentru că e 1 mai. Și am văzut cum se trebuie pe aici. Da, dacă e acolo pe centru, acolo cred că o să avem noroc. Da, am ajuns unde trebuia să ajungem, la cafetăria aia faimoasă și cafenea, unde noi chiar am intrat odată aici, dar nu ne-am dat seama că e și aici cafetărie. Aici am băut cafea și au o grădină superbă în, da, în interior, pe partea cealaltă. Aici ne trimitea Gabi de Ryan Family, dar este închis de 1 mai, deci nici oamenii ăștia nu muncesc astăzi. Ghinion! Da. Aia e. Hai să mergem acasă. Bă, dar ce... Era frumos. Ne-am făcut și cumpărături. Astăzi, n-am găsit să facem nimic. Deci aici, aici de sărbători, clar, e groasă treaba. Chiar și în zonele super turistice. E complicat, nu găsești nimic. Ia fiți atenți la Ford-ul ăsta. Trebuie să-i zic să rămână la Ford-ul ăsta. F4000. Deci, asta chiar că am văzut doar în filme și pe internet. Cât de... Mie îmi plac foarte mult mașinile astea. Mai ales Ford-urile astea vechi sunt super mișto. Trebuie să-i spui să rămână Alina, să gândești pe lângă el. Foarte șmecher. Ia uite acolo, are banchetă dintr-o parte până în altă. N-are mai multe scaune. Alina, dacă n-am găsit o prăjitură, ceva, băgăm o caipirinha. Uite, băgăm de la unchi de aici. Hello, o la caipirinha? Caipirinha? Și tu, ia vezi, poate bei și tu ceva. Un suc de fructe, o chestie. Ai, tu zi de zonă? Da, da, păi aici unde era nebunia, seara. Da. Face băiatul caipirinha. Am impresia că ieri parcă cânta cineva aici, parc. Nu mai știu. Obrigado. Pagare con cartão? Sim. Ok. Ia, Alina. Gata? Aha. Cu limon, ce trebuie. E tot așa acră, ia vezi. Te-ai curentat? Cred că am tras doar alcool pe el. Trebuie să mestecă întâi. Altă viață. E când vreau să stau și eu aici. Era într-un centru din ăsta, vreau să stau și eu liniștit așa. Seara. Și n-am apucat niciodată. Gata, acum am zis, mai stăm. Am început puțin mai târziu acasă, dar stăm puțin pe centru aici. Pe colț așa. Da, o caipirinha. Îmi place. Dacă mai erau și niște oameni care dansau pe aici, vă oceam să-i învăț o daia, o sârbă, o horă. I-am găsit ieri pe câțiva care dansau acolo în colț. Da, era nebunie. Dar îi făceam o daia. Călușa rime, văzut călușa. Îi spuneam, aveți ciumeci, veți? Hai să vă învăț cum se joacă călușa aici. Îmi nebuniți. Să vezi brazilini cu țopăi cu bățul deasupra capului. Ca și kiwi.
Așa, pentru că toate magazinele sunt închise, am găsit un ăsta de cartier, așa. Îmi iau și eu un suc. Ia, uite, a, uite în față. Pentru mâine stăm și la drum. Asta e de drum și tu mai vrei ceva de aici? Vrei să ai mâine? Nu, dacă iau mâine de pe drum ceva de băut, am apă acasă. Ok. Obrigado. 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 Alinu, ăștia trăiesc 100.000 de ani. Da. Da, simpatic. Da, n-am treabă cu ei, da. Tu îți dai seama dacă era zi, aglomerat, dacă era lume, se făcea coadă de aici până în centru se făcea coadă. Nu, să se facă, nu contează. Auzi, acum înțeleg de ce sunt mesele astea afară. Ca să-și lase rând și așteaptă la mese. Mai bea ceva, mai mănâncă. Uite aici. Da. Am avut noroc cu omul ăsta că n-am mai putut face niște empanade. A zis că el azi de 1 mai lucrează, dar nu are bistro în față deschis, doar pentru takeaway. Și a zis, perfect, fă-ne și nouă niște empanade de-astea, de ale tale, și când ne ajungem acasă, mai bine ne apucăm de ele. Alinii i-am luat tot cu pui, eu mi-am luat cu ceva cu formagii și cu sardine. Da? E bună aia cu sardine, poți să încerci și tu. Am mâncat una și m-am lăsat să încerci și tu cu sardine. E bine. Da. Asta cu cu formagii, nu știu, dar chiar folosește brânză de calitate. Am mai mâncat pe aici, nu mai știu ce am luat cu formagii. Pizza. A, da, în São Paulo. În São Paulo, când am ajuns. Deci, cu atât formagii, era așa un abundență de cașcaval de la extrem de prost. Am putut să mănânc o felie și era greu, că avea un chin pizza aia. Și a doua zi, nu se mai putea. Era, deci dacă trăgeai de cașcavalul ăla, era, deci că era, nu știu, ceva. Te nimeni până la Bravedeu. Deci că era cameră de biciclete sau balon, așa era. Și au ținut cu atât formagii, dar vezi că pizzeria și pliantul ăla arăta bine așa, ce mamă, s-a terminat. Și prețul a fost vreo 50 ceva de lei. Da. Chiar am zis să vezi ce pizza mănânc aici. Și mă, dar asta, brânza din asta e bine tot. Asta a fost cu Areal de Ajuda, un orășel foarte, foarte frumos. Dacă veniți prin Brazilia și stați mai mult și aveți timp de vizitat, puneți pe lista voastră și acest loc. Sunt multe plaje aici, comunică între ele, ați văzut azi. Noi am intrat pe o plajă și mergi kilometri întregi și poți să le vizitezi pe toate. Dar dacă veniți vreo 3-4 zile doar pentru plajă, veți avea timp să le vizitați și aveți un ecopark aici, cu topogane, cu tiroliene, foarte interesant. Noi dacă mai aveam vreo 2 zile aici, mergeam și acolo, dar nu se poate că avem multe pe listă și trebuie să ne grăbim. Mâine undeva la 4-5 ore am de condus, deci nu e foarte, foarte mult și până în vlogul de mâine, când o să mergem direct la I Am Family, pentru că nu este niciun fel de surpriză, Alina vă spune că eu vă îmbrățișez cu drag, că vă pup la fel de mult cu drag și nu uitați să ne lăsați un like dacă v-a plăcut clipul nostru, de asemenea să vă abonați dacă n-ați putut până acum și vă așteptăm și pe Instagram, pe Caesar Show Alina Daminescu și de asemenea vă așteptăm și pe OnlyFans, aveți linkul în descriere pentru OnlyFans ca să vă fie mult mai ușor să ajungeți acolo, doar pentru cei ce sunt interesați. Acestea fiind spuse, vă așteptăm pe următorul vlog. Ne vedem mâine de la I Am Family.